CS Mioven nu a avut un start fericit de sezon, însă antrenorul Ionuț Popa nu și-a pierdut speranța că echipa va acumula și puncte în clasament. De altfel, Popa consideră că jucătorii au avut și momente bune în confruntarea cu Astra Ploiești. Orice meci este greu, dar nu trebuie să ne pierdem speranța, deși suntem într-o situație mai neplăcută acum, că nu putem obține un rezultat bun. Jocul echipei, deși multă lume spune că în meciul cu Astra am jucat mai bine prima repriză, eu consider că din minutul 35-40 până în minutul 70 echipa a jucat mai bine. Jocul echipei este în creștere, a mai spus acesta, însă jucătorii și cei din jurul echipei sunt nemulțumiți de parcursul avut până acum. Și jucătorii înțeleg că putem spera la mai mult, iar din punctul meu de vedere, cred că echipa este într-o creștere, dacă vreți, ceea ce înseamnă joc, așezare, ordine în joc, relații, unitate de grup și așa mai departe. Normal că există o stare de nervozitate din partea tuturor, pentru că ne așteptam, deși am întâlnit adversari destul de buni și chiar foarte greu, ne așteptam ca să avem alte rezultate și să fim undeva mai sus. Ionuț Popa a declarat că nu se pune problema unui ultimatum al conducerii pentru partida de vineri cu Târgu Mureș din etapa a 4-a.